Domnul rector Teodor Cilan, bună ziua! Bună ziua! Cu o zi înainte de începerea anului universitar, aici deja e mare pregătire. Pentru ce exact? Noaptea cercetătorilor europeni. Ce se întâmplă? Ca în fiecare an și de această dată, universitatea noastră organizează evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni, un eveniment care se desfășoară în aceeași zi, în același timp, în 26 de țări, în peste 400 de locații. Ne bucurăm să putem fi gazda evenimentului și anul acesta. Avem participanți mai mulți ca niciodată, peste 40 de participanți, școli, licee. Desigur, evenimentul este organizat în parteneria cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Primăria Municipiului Arad, lucru care arată încă o dată că se întâmplă ce trebuie și cum trebuie în Arad. Aveți și profesori aici în cabinete pregătiți, mă gândesc să le arate câte ceva despre facultăți. Bineînțeles, ideea evenimentului este aceea de a populariza cercetarea și știința în rândul tinerilor, elevilor, studenților, astfel sperând că poate unii dintre ei vor prinde apetit pentru cercetare și în viitor, de ce nu, îi vom avea cercetători de renume. Între ora 16 și 21 astăzi aici, nu în corpul M, ce se va întâmpla? Aveți și evenimente conexe, prezentări sau ceva de genul? Fiecare stand al fiecărui participant se organizează, după cum au considerat școlile și alți participanți de cuvință și, propriu zis, se vor realiza experimente și alte asemenea activități care au legătură cu partea de cercetare. Despre ziua de mâine, filarmonică, ora 11, ce se va întâmpla acolo? Cum invităm publicul? Mâine, la ora 11, într-adevăr, la Filarmonica din Arad, vom avea deschiderea anului universitar 2024-2025, astfel că vă invităm pe toți să fiți prezenți acolo, în număr cât mai mare, studenți, boboci, părinți, cadre didactice, de ce nu arădeni. Un mesaj atât pentru cadre cât și pentru studenți la început de drum? Mesajul nu poate fi altul decât acela de mult succes, multă sănătate, pentru că în primul rând avem nevoie de sănătate și să dea Dumnezeu să fie un an universitar mai bun decât cei care au fost înainte, pentru că într-adevăr în acest an ne așteaptă și o evaluare instituțională, dar suntem convinși că toată lumea este pregătită. Bună ziua! Care este experimentul pe care îl vedem? Bobina Tesla, turnul Vandercraft, în principiu cu transmiterea energiei wireless. E practic o bobină care creează un câmp electromagnetic în jurul lor. Aici descărcare neon, acesta este în descărcare argon și se vede alt efect. Salut! Ăsta e un robot din Lego? Da. Spune-mi, te rog, despre el ceva. O să-l programați acum? Spune-mi câteva cuvinte. Aici este programul. Da. Mai puțin. Așa. Din tastele W mărim viteza și din S scădem viteza. Aici ne arată viteza. Da. Și aici este programul pentru cum merge. Mai puțin. E complicat să programați un robot de ăsta? Depinde ce vrei să-i faci. Acum, dacă vrei doar să se miște, nu e așa complicat. Dar trebuie să înțelegi programul. Sunt extrem de importante astfel de activități datorită conexiunii pe care elevii o pot avea în acest mediu academic mai ales, în sensul de a afla informații de la sursă, să zicem așa, și efectiv este foarte important, e benefică această interacțiune între elevi, între cadre didactice, poate chiar între părinți, de a-și lua informațiile și de a le prelucra, de a le aplica mai apoi. Important este pentru întreaga comunitate arădeană ca să întâlnim, să aducem, să creăm un mediu educațional în care toți factorii educaționali să se reunească și să fie tot cu toții în beneficiu copiilor. Bună ziua! Ce experimente au loc aici? Bună ziua!
suntem de la Institutul de Cercetări și aici facem un experiment cu indicarea valorii de pH folosind ca și hârtie de pH o hârtie de filtru colorată cu o soluție extras din varza roșie care poate să aibă proprietatea de indicator de pH. Și în funcție de acid sau bază ce punem aici pe această hârtie indicatoare, după colorația care apare, ne putem da seama dacă este un acid sau o bază. Când, cu cât este mai acid, se transformă culoarea în roz, cu cât merge spre mediu bazic, se transformă în albastru, chiar înspre verde, până la galben. Ce vedem noi aici? Aici vedem greutatea, e pilitură de fier și aici avem un magnet. Pilitura de fier și magnetul se atrag și atunci formează o pilă din pilitură de fier, să zicem așa. Ce fel de experiment are loc aici? Niște vermișori. Da. Nu sunt vii? Nu. Să sperăm. Da. Ce trebuie să se întâmple cu ei? Este o reacție care are loc între alginatul de sodiu și clorura de calciu. Okay, și ei se vor rămuia sau ce se va întâmpla? Nu, sunt două substanțe lichide și va rezulta una solidă. Ce știe să facă robotul acesta? Știe să dea pixuri. Da? Cât de grea e comanda pentru el sau, eu știu, programul pentru a realiza operațiunea asta? Nu durează foarte mult, depinde dacă știi sau nu, dar se rezolvă cam în jumate de oră dacă știi ce faci. Bun, putem vedea în acțiune? Cum? Putem să-l vedem în acțiune puțin? Da, sigur. Nu știi, puteți să serviți un pix sau apăsați, dacă vreți, pix. Bun. Bun, se apasă butonul. El va lua un pix de la loc? Da. Să ne explicați puțin ce face cu el. Se plasează pixul acolo, când este verde se poate prelua. Și poți să apeși de buton, mai apasă o dată de buton. Și așa se dă un pix. Avem locurile de muncă în pericol din cauza băieților ca și el? Nu, eu zic că nu, să știți. Se schimbă doar locurile de muncă. O să fie mai mult pe tehnic decât pe operare. Dacă arde cu flacără portocalie, este sare? E galben, da, galben intens. Este sodiu de sare. Da. Și da? Ce experimente mai efectuați astăzi aici? Păi aici avem astăzi numai ce am afișat acolo, identificarea ionilor metalici în flacără. Dar o lăsăm pe domnișoara să vă facă. Du-te la ăsta, când a fost. Așa. Este ionul de potasiu. Deci are o culoare violet. Știi cumva să ne spui ce vedem aici? Da, este un medicament, aspirină. Ok, alimentarul prezent, iarăși, ce experimente efectuați aici? Obținerea tetraiodul plumbatului de potasiu. Pentru a obține tetraiodul plumbatul de potasiu, luăm niște iodură de potasiu și acetat de plumb și când amestecăm, obținem un precipitat galben. Bună ziua! Un centru, SkillDev Center, prezent la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Care este setul acesta de aici, în primul rând, și cu ce vă ocupați? Bună ziua, ne bucurăm că am fost invitați, este al treilea an în care participăm. Anul acesta ne prezentăm cu plăcuțele programabile Microbit. Noi suntem un centru de programare și robotică pentru copii cu vârste între 7 și 17 ani. Aici este startul. În momentul în care unul din noi apasă pe start, plăcuța are un timer, 3, 2, 1 și apoi apare un punctuleț. Moment în care cel care apasă mai repede pe partea lui de staniol
plăcuța va câștiga și plăcuța ne va indica în milisecunde cât de repede am apăsat. Deci start. Eu am câștigat că s-a aprins, s-au aprins begulețele dinspre player și el a pierdut. Mă gândesc că acest joc poate fi realizat și de copiii care vin la cursuri. Da, asta este și ideea. Noi facem, pe lângă alte proiecte, și acest proiect. Îi învățăm cum să-l realizeze, cum să-l programeze, testăm. Da. Vă jucați într-un ne jucăm, da. Păi, noi suntem o echipă care abia ne-am reînnoit și am făcut robotul ăsta și a fost primul sezon în care am reușit să obținem un premiu. Am reușit anul ăsta la regională să obținem premiul 3 pe design. Și pentru noi robotica e un hobby și un mod de a face ceva ce ne place, care include și matematica și informatica și tot ce mai înseamnă școală. Despre participare la evenimentul acesta? A fost o ocazie care s-a evit și datorită unui sponsor al nostru și am zis că ne va ajuta foarte mult să ne extindem zona de cunoaștere. Trăim azi? Nu trăim niciodată, probabil. Ce face proful? Aici, la noaptea cercetătorilor, cum s-ar zice, la ora la care alții visează, noi ne trăim visele. Și cum zicea Einstein, important e să nu te oprești niciodată din cercetat, aici cu elevii de la Ghiba. Cât de cuminți sunt elevii de la Ghiba și ce au adus ei aici astăzi? Cu așa prunci nu-ți mai trebuie dușman, mister, zic sincer. Lăsăm faptele să vorbească, să ne auzim cu bine, mister. Așa să fie, o urare de la profesor pentru elevi. Cum zicea Benjamin Franklin, educația are cea mai bună dobândă. Puneți mâna pe carte. Eu bănuiesc că PEDA TV este în mare acțiune. Acum, Gabi Iasbinski, te rog, câteva cuvinte despre echipa aceasta care se pregătește aici. Nu ne lăsăm. Suntem la prima noastră acțiune de anul acesta. PEDA TV își intră în rol. Avem alături de noi echipa care participă la Noaptea Cercetătorilor și tocmai ne pregătim să le luăm un scurt interviu. Eu cred că va fi un lucru extraordinar astăzi aici. Cei care n-au venit încă o pot face, pentru că este o noapte a cercetătorilor. Așadar, multe lucruri interesante se pot descoperi aici și vă invităm să veniți la Universitatea Aurel Vlaicu și să vedeți despre ce este vorba. Mult succes și sper să vă distrați în această seară la toate experimentele pe care colegii dumneavoastră le prezintă în seara aceasta. Mulțumim și succes în Aurel Vlaicu! Mulțumim frumos! Noaptea cercetătorilor a început. Vă invităm la standuri să vă bucurați de ceea ce veți găsi.